Băiețel 2 ani și 3 luni nu are contact vizual cu persoane din jur, doar cu cele cunoscute, nu vrea să reacționeze, ni s-a spus că ar avea elemente de autism, întârzieri mentală ușoară, cu ce aș putea să-l ajut să aibă contact vizual. Păi, doamna Costina, în primul rând, contactul vizual este prima soluție. Prin joc obțineți cel mai mult contact vizual. Eu vă încurajez să vă luați de pe site, de pe www.monicazinca.ro, audiobook-ul cu jocuri. Și aveți acolo peste 350 de idei de jocuri. Prin joc obțineți cel mai bine contactul vizual. Există apoi, într-adevăr, și tehnici prin care îl ajutați pe copil să aibă contact vizual, puteți afla și alte tehnici decât cele de joc, puteți să le aflați din cursul de limbaj, dar, atenție, copilul de 2 ani și 3 luni nu are nevoie doar de parte de contact vizual. Dumneavoastră spuneați că are și elemente de spectru autist și întârziere mentală ușoară, deci va trebui să recuperați și celelalte întârzieri pe care le are. Deci nu vă opriți doar la contactul vizual. Gândiți-vă că asta îmi spun și mamele, după ce își iau cursuri sau după ce vin la mine la evaluare, spun: Monica, dacă eu aș fi știut acum câțiva ani ce mi-ai spus tu acum sau ceea ce am auzit din cursuri, n-aș fi pierdut atâția ani. Deci mai ales dacă aveți copii care au 2 ani, 3 anișori maxim, nu vă gândiți, o să dau banii degeaba pe un curs care oricum nu o să mă ajute că al meu copil nu e grav afectat. S-ar putea să ajungă grav afectat dacă, atenție, lucrezi greșit. Am 10 de mămici care au venit la mine după ani de zile în care s-a lucrat greșit și copiii lor au pierdut ani din viață.